Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine ați revenit la Mafia 2, la șmecherie în pălărie. Ce cu poza asta? Mă rog, avem o casă nouă, suntem turbo șmecheri. Nu știu de ce am lag spike-uri și trebuie să-mi dau seama unde e telefonul, chiar acolo. Telefonul, frigiderul. Înainte trebuie să bem bere. Bere. Asta este chipsuri? Gram? Nu. No. Ok, acum am băut bere, putem să răspundem. Hello. Hey Vito, it's Eddie. Hey Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah. Oh, okay. All right. What's happening? I can't tell you over the phone. All right. I'll be right there. Place că ăla sună 3 ore. Sună nebunul. Contează, stă și jumătate de oră la telefon. Acum să ne dăm seama unde e dulapul cu haine. Uite, prinde lumina. Ok. Ce seamănă a dulap? Păi având în vedere că pe cealaltă casă aveam dulapul lângă... trebuie să fie aici, ok. Parcă pierdusem... nu mai îmi place asta. Mă, da. Acum... Boci, mă, asta. Stai, mamă, ce că scumpă, fiți atenți, scumpă, m-am îmbrăcat scump. Stai să că nu, leather jacket nu, casuals nu, shirt with chin. Asta era? A, da, asta era. Nu prea vedeam că era întuneric și trebuia să-i schimb culoarea. Ok, mașina, casa, frumos. Bă, asta da viață. Ia uitați aici casa. Frumos. Avem vecini. Nenea citește ziarul. Iar noi ne urcăm în mașină. Asta da viață. Ok. Ok, hai să vedem și unde trebuie să ne ducem. Să pornim frumos radio. E un bar clasic. Ia. Ce vrea țăranul ăsta să facă? Vrea să dea stânga. Ia uitați-vă. Bun. Acum că mergem pe aici, trebuie să mergem la Eddy, să intrăm în depășire ușor. Ok, verde. Hai, bă. Încet merg, mă, ăștia. Te va la o parte, țăranule. Bă, nu mai avem benzină. Da, o să facem stânga, cred. Stai că nu realizez. Miam. Pe aici, pe la Eddy. O să ne ducem aici. Poate ne lasă, nu mai avem benzină până acolo. Dacă vă întrebați cum mi-am dat seama că nu mai avem benzină. Dacă vă uitați voi la semnul ăsta, vedeți, asta e benzina, da? Benzineria. Vedeți semnul? Cum arată? O pompă de-aia. E, jos, sub, lângă viteză, unde scrie 140, în dreapta, lângă mapă, lângă 140, licăre ceva. E tot semnul ăla de pompă aia, sau ce-o fi. Înțelegeți? După e, nu mai e benzina, trebuie să-i dăm de mâncare mașinile, nu merge așa. You are running out of fuel. Uite, scrie acolo. Probabil vă dați seama că ne anunță când mai avem ceva. Câțiva litri, adică mai avem să mergem. Aia luăm frumos așa pe roșu pe aici. Și o să facem undeva dreapta, parcă, sau nu știu. Da, uite aici. Facem dreapta frumos. Ce vreau să mă lovesc. Ok. Fix aici, bă, nu? Gata, gata, stai. Refuel car. Trago. Gata, Google. Ah, asta e pe gaz, nu e pe benzină. Full tank, please. Deci ne umple tot. Ia. I'm just doing this part-time. What I really want to do is that. You know, like, on radio. Ha,
Who wouldn't want to be a voice actor? Come on. Here you go, sir. Thank you. Remember, $4. We got the cheapest gas in the city. Ok. Stați așa o secundică. Am o problemă. Am o problemă că mereu mă uit, mereu uit să pornesc timerul. Și noi vrem să ne întindem cu episodul, nu? Mie chiar îmi place Mafia de Atica. Este un... Am jucat puține jocuri care să-mi placă așa mult fapt. Că dacă de obicei când joc un joc, într-una. Mafia 2 am jucat mai rare, și voi că am filmat. Și parcă e mai interesant așa când nu joci într-una. Nu știu, așa zic eu. Hai să întoarcem frumos. Gata. Suntem îmbrăcați. Șmecher. Open door. Bă, la noi să ne ducem la Eddie, dar văd că ne ducem la Joe. Sus la etajul, dacă nu mă înșel. Yeah. Man, I went on with a baseball bat and they looked like they were scared till yesterday. Oh, hey, good morning, Vito. Marty, what are you doing here? Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Yeah, well, I'll talk to you later. Yeah, that's my man Vito. Morning, Mr. Falcone. Hiya, Vito. Take a seat. Hey, guys. So what's happening? I heard how you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows this, so he's gonna act quickly and try and come after us first. So we're gonna take out Clemente. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. This is our best chance to get rid of him and his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight in the nicest hotel in town. Is that about right? Don't worry. I got a plan. Shit! Joe, put that thing away. Eddie, don't worry. It's safe. I just gotta For press Christ's this. Sake, put it away now. Okay, What's the matter with okay. You? You're such a chicken shit. Okay, okay. So, now we're gonna waltz right in and blow up the nicest hotel in town. Isn't that overkill? Don't worry. This thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building. But everybody in a room where it goes off is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost be able to watch it explode. Since when are you the smart one? Okay, fellas. I'm counting on you. Interesant. Deci trebuie să punem bomba. If all goes well, I'll have something nice for you. When it's over, call Eddie at this number. Oh, by the way, I closed the bar today. Just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, deci. What about that kid in the hallway? You mean Marty? He ain't part of the organization, so he had to wait outside. I mean... Why is he here at all? Why do you think? He's going with us because we need a getaway driver and somebody to cover our asses. What do you got against him anyway? I known him since he was a little kid, and he saved my ass with them greases. Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in this city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. He ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe, whatever. But I'm telling you right now, this is a bad idea. Okay. Deci, practic, ce facem noi e să ne ducem într-o clădire și să omorăm o familie sau unul dintre familie foarte bun. So, puternic, what kind of job is it? The kind you don't need to know about. Gabish. Oh, okay. But hey, if you need it, I got my piece. Right here. All right, slow down, Billy the Kid, all right? It's not gonna be necessary. Let's just go. Noi o să plantăm bomba și o să știm când să o dezamorsăm pentru că suntem de-aia care curăță geamurile, știți, pe platformă. Probabil la noi România nu există așa ceva, sau? Mai există? Nu, nu știu dacă există așa ceva la noi, dar... Cred că ați văzut și eu în filme, eu știu. Bun, hai să luăm mașina. Bă, ce facem mașina mea acolo? N-am parcat-o acolo. Nu,
furat ăștia. All right, I'll drive. Hei, eu vreau mașina mea, nu trașca asta de mașină. Ok. S-o urcăm asta. Frate. Just don't go busting it up on the way there. This is our getaway. Plus, I'm pretty sure that explosives and car crashes don't go together too good. Explosives? Yeah, for a little fireworks show. Forget you heard that. We're going to the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot and use the back entrance. Deci mergem la un hotel ăsta șmecheros. Interesantă misiunea, hai să vedem ce de capul ei. Probabil nu o să avem foarte mult timp la dispoziție, pentru că deja am filmat vreo 10-11 minute, cred. Dar hai, mai sunt episoade. Pe viitor... Well, what are you writing a book? I already told you everything you need to know. Hey, I'm just curious, you know? All this secrecy. Marty, all this secrecy is important. The less you know, the better off you are. And if you keep asking questions, I'm just gonna have to find somebody else to drive us next time. Okay, okay. No more questions. Sure, sure. Pe viitor o să... După ce termin seria asta, probabil... Gonna blow the hotel sky high, huh? Marty! Sorry, sorry. One more word out of you. All right, sorry. Not another word. Cross my mind. După seara asta probabil o să filmez Max Payne 3 și apoi L.A. Noire. Dacă nu mă înșel. All right, here's the hotel. The entrance to the garage is on the other side. Oricum, dacă din câte am auzit, Max Payne 3 nu e chiar așa lung, deci o să meargă să filmăm Max Payne 3, puțin acțiune, și apoi L.A. Noire, să facem pe detectivii. Park in there. And hey, we gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clemente's goons searching us and finding them. Ok. Alright, Vito and me, you'll go in and do what needs to be done. You wait for us here. When you hear a big boom, start the car up, because we're gonna need to get the hell out of here pronto. And you won't need that gun unless somebody follows us, but that shouldn't happen. Okay, okay, I got you, Joe. Clemente rented the entire 18th floor, the third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we gonna get up there? Round the back, through the laundry room. Why, you wanna wash your shorts before we do this? Wise ass. The meeting hasn't started yet. We'll grab some hotel worker uniforms. Then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously? When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy waiting for us inside with the uniforms. Let's go. And we don't want to make a ruckus before Clemente gets here. So don't go doing nothing stupid. Shouldn't I be telling you that? Stay here. Always a fucking bridesmaid. Ok, deci o să ne luăm niște uniforme de șmecheri. Ah, shit, it's closed. The idiot was supposed to leave it open for us. Now we gotta wait and hope that asshole shows up. Fuck! Can't we just get in some other way? You could try, but I'm gonna wait here for a while, just in case Numbnut shows up. That lazy piece of shit. Come on, you idiot. Find a way inside and look some... Sniper. Where the fuck are you? Ok. Și pe unde aș putea eu să intru? Vă pus. Bine, se pare că putem să intrăm pe aici. Mm-hmm.
Uite-l. Look, I'm really sorry I couldn't get here sooner. Another minute, you would have been late to your own damn funeral. Sorry, I was. All right, enough. Just get the hell out of here. Ok, nu prea am vorbit că mă concentrez, mă uit pe aici, cineva trebuie să fac. Ok. Nu prea îmi place asta, pentru că îmi plăcea costumul meu. Are you fucking serious? So nobody recognizes us. Ha, mustață falsă. Great. Let's go. Ha. Hey, you two. Get over here. Yeah. Clean up this fucking mess, you idiots. Clean this shit up, will you? Somebody's gonna slip and break their neck. Let's go. Move it. Hey, you two. You got some more work upstairs waiting for you. Get moving. Hey, Richie. Come with us. Am ajuns sclavi. That was fucking Henry. Yeah. All right, come on. Let's get up there before he gets back. Mergem cu liftul. Seen Henry in a while. Hasn't changed a bit. Yeah. I hope he don't come back before we do our thing. Câte etaje are bă asta? Even if he does work for Clemente. Yeah, but what if he does? Don't even think about that. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. I fucking hope so. About damn time. Where the hell you guys been? Somebody spilled something in the conference room. Frate, trebuie să stau să curăț. What it is, or how it got there, you're just gonna clean it up. There's a big meeting starting soon. And the boss ain't gonna be too happy if the place ain't sparkling by then. So if you know what's good for you, you'll get the place spick and span, yes? And then get the fuck out of there. Please go away. Speak and span. Am învățat engleză despre chestia asta. Mess? Oh, that mess. Alright, come on, you two. Că omoră deja pe cineva și vor să curățăm noi. One of the guys who was here before, he tripped and fell. The poor guy hit his head pretty hard. About 5 or 6 times. So now there's blood all over the fucking place. And we got a meeting that's supposed to start soon. So you gotta get this shit cleaned up. Fucking pricks. Hey, calm down, will ya? They're not gonna be around to bother you much longer. Help Joe cut a hole in the window. Yeah, yeah. Give me a hand here. Yak, damn Jamal. Oh shit. The yellow, the blue, and the plus, and the plus. The red and match it. Negative, blue and cross over here. Perfect. Okay, the hard part is almost over. Unde e asta? Sir, nu. Scrub the stains. Put your back in. Ce? Ce neva trebuie să fac? Clean up the mess. Mai trebuie să și curăț după ce că... Ce inteligent. Am și curățat. Alright, you can get out of here. Okay, now let's get to the roof. Hmm.
Ok, deci am plantat bomba. Dar, din păcate, trebuie să oprim episodul aici. Pentru că eu mereu trebuie să opresc episodul în partea cea mai interesantă, nu? Deci, cam atât și pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul și ne vedem data viitoare.